Bun găsit tuturor, vă salut! Sezonul rece a venit, așa că am trecut la garderoba de toamnă, puțin ca în groasă, dar având în vedere că noi stăm într-o zonă de munte, așa că a trebuit să mă îmbrac un pic mai gros. De ce filmez acest clip? Vreau să vă arăt ceva. M-am îmbrăcat în cachiul ăsta, o culoare foarte enervantă pentru câini. O să vedeți imediat cum reacționează un câine de-al nostru, că sunt sigur că nu o să mă recunoască. Poate Vanda ăștia pe-n curte văd că nu s-a legat de mine până acum. Dar o să mergem la Chira, sus acolo. Eu o poreclesc cu Olița, așa o alind eu. Mi-mi vine peste mână Chira să-i spun. Nu prea am reținut bine numele ăsta, așa că eu îi stric după ea Olița. S-a obișnuit cu Olița. E o poreclă mai haioasă de-a mea, dar să știți că recepționează foarte bine la Olița. O să mergem imediat la Olița, la Chira, da? Să vedeți reacția ei. O să țin un pic mâna așa la față să nu mă vadă. Nu am să vorbesc. Și să vedeți cum reacționează un ciobănesc miuritic la culoarile astea, la hainele astea de cachi. E o culoare foarte enervantă pentru ei. De ce mergem la Chira? Pentru că ea are bretonul la un ochi. Ei nu prea o să mă disting așa bine. Legat de breton, nu pot să tun bretonul ăla, pentru că când am cumpărat-o pe Chira, proprietarul a tuns femela și făcuse o roșeală în jurul la ochi, deci îi afectează foarte tare lumina de la soare. Așa că am să las câinele cu bretonul ăla, să simte destul de bine. Așa e, așa a lăsat mama natura, așa lăsăm și noi. Hai că mă alungesc cu vorba. Mergem la Chira să vedeți cum reacționează ea la culorile astea, de cachiul ăsta. I-am zis Olița. Gata, s-a terminat. Olița, ce-a făcut mă mami, mă? S-a rumat. Nu mai mă nerva. Ca tu mai nesigură. Olița. Mă. Arată-te de bucătate. Știi ce mușcătură are? Că mi-a sărit mătura de mână. Păi voi cât ți-a rupt mătura? Ați văzut reacția lui Chira? Nici eu nu mă așteptam mai să mă mănânce cu totul când m-a văzut îmbrăcat așa. Acum ce vreau să facem? Mergem sus la cei mici, sunt sigur că și acolo o să fie nebuneală totală. Când o să mă vadă cu culoarea asta cachi, mergem și acolo să le vedem reacția. Ha!
fiți atenți. Plică, ce faci, mă, tată, mă? Ați văzut? Plică, ce faceți voi? Ați văzut cum reacționează la culorile astea? Să nu te vadă în culori cachi, verde, camuflaj, de să nu te vadă câinii în așa ceva, că e pericol, e risc să te mănânce. Chiar dacă sunt ai tăi, dacă ai niște caucazieni de ăștia mari și intri noaptea îmbrăcat, așa s-ar putea să fii propria pradă. Ați văzut pe Tilică ce agresiv este? Încă e un puiandru, e mic, dar foarte, foarte curajos la vârsta lui. S-au mai speriat ei, s-au mai... Mamă, ce-i drept, m-am și dus cu măturoiul ăla spre ei, s-a cam speriat săracii. Pe mătura mai la tot ar părți. Am încărzit. Frumos clip, aștept comentariile voastre, ce părere aveți despre toată nebunia asta. V-am pupat, ceau. T-a recunoscut. Era așa speriată, nu știa ce să facă, să latre, să nu latre, era nesigură. T-a recunoscut imediat cum te-ai apropiat de ea. Aia, tata, băi. Ăștia au mirosul foarte bine dezvoltat și imediat te ia de la distanță, vede că am legat-o, l-am băgat pe Nils acolo. Ca să-i dăm și lui Nero drumul, că nu putem să-l ținem tot timpul legat acolo, facem pe rotație. Îi dăm drumul lui Nil, să-l legăm pe Nero, o ducem înapoi pe Hera acolo și tot așa.